Bună seara, stimați telespectatori, iată ne reîntâlnim la o nouă emisiune universitaria, acum când febra celei de-a doua etape a bacalauratului este întoi. Săptămâna viitoare absolvenții de liceu vor afla dacă au luat sau nu bacalaureatul, acum în etapa a doua. Desigur, încă există absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat care se gândesc și mai cumpănesc unde să se înscrie, la ce facultate, la ce universitate. Iată, în emisiunea de astăzi noi vom încerca să vă prezentăm oferta universitară Goldiș 2014-2015 în detaliu, pentru că vom afla specializările aferente, facultățile la care dumneavoastră, în calitate de absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, vă puteți înscrie. De asemenea, vom afla și anumite informații referitoare la masteratele pe care dumneavoastră le puteți urma după absolvirea unei facultăți și, desigur, vom afla câteva chestiuni legate de școala post-liceală Goldiș, pentru că noi așa ne gândim și la absolvenții de liceu care n-au luat bacalaureatul. Stimați telespectatori, pentru a realiza această ediție specială a emisiunii Universitaria, i-am invitat în studioul nostru pe domnul profesor universitar dr. Gavril Ardelean, prorector și director al Universității de Vest Vasile Goldiș, filiala Satu Mare. Bine ați venit, domnule prorector! Vă mulțumesc de invitație! De asemenea, alături de noi se află doamna lector dr. Simona Macarie, responsabil al specializării pedagogie și învățământ primar și preșcolar. Bună seara, doamna Simona! Și domnul conferențiar universitar dr. Mircea Teodoru, în calitate de prodecan al Facultății de Științe Economice. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule prorector Gavril Ardelean, vă dăm cinstea și onoarea de a deschide această emisiune din punct de vedere al Universității de Vest Vasile Goldiș, filiala Satu Mare, să ne spuneți câteva cuvinte despre oferta universitară pentru anul 2014-2015. Bineînțeles că putem să prezentăm foarte multe aspecte, pentru că oferta universității noastre este complexă, este chiar diversificată, încât ea se adresează mai multor categorii de tineri, chiar persoane mai în vârstă, vom vedea mai încolo de ce, și bineînțeles că este momentul ca, odată cu încheierea bacalaureatului, tinerii să aibă posibilitatea de a fi informați foarte bine despre ceea ce ar putea urma în cadrul universității noastre. Știm foarte bine că și celelalte universități își prezintă oferta, încât să se poată alege specializarea sau programul cel mai potrivit. Am putea spune că dispunem de patru categorii de mari programe de pregătire, tocmai pentru ca să se adreseze tuturor celor interesate. Primul s-ar referi la specializările din cadrul nivelului licențial al învățământului superior, deci prima etapă după terminarea bacalaureatului și a parcurgerii durate de 3, respectiv 4 ani de învățământ superior. În al doilea rând, cei care au terminat licența, au susținut examenul de licență, au posibilitatea să urmeze forme de pregătire în cadrul masteratului cu durata de 3, respectiv 4 semestre, care, desigur, dau posibilitatea celor care vor susține și absolvi examenul de disertație să aibă o pregătire în plus care îi ajută mai târziu să se realizeze mai bine în profesie, în sensul că participarea la oricare concurs le aduce un plus de puncte în raport cu cei care nu au masteratul. O formă nouă de pregătire este cea pe care vrem să o realizăm în acest an prin programe
postuniversitare de formare continuă, o formă care se adresează și persoanelor, să zicem, care au trecut de vârsta tinereții și, bineînțeles, mai avem o formă care se adresează celor cu sau fără diplomă de bacalaureat, școala post-liceală, care funcționează până lângă universitatea noastră și care iarăși oferă posibilități de pregătire în domeniul, în primul rând, asistenților medicali, generaliști sau de farmacie. Iată, deci, o serie de forme de pregătire pe care universitatea noastră le oferă sădmărenilor, dar nu numai. Da, desigur, este o ofertă extrem de generoasă și largă, așa cum spuneați, domnule prodecan Gavril Ardelean, în sensul că această ofertă Goldish 2014-2015 se adresează atât absolvenților de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, dar și persoanelor mai în vârstă care doresc să se specializeze într-un domeniu sau altul. Trăim în economia de piață și avem nevoie de pregătire în permanență pentru a face față provocărilor existente pe piață, desigur și în special concurenței. În continuare, stimați telespectatori, părinți, bunici și absolvenți de liceu, am să-i dau posibilitatea doamnei lector dr. Simona Macarie să ne prezinte specializările la care absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat se pot înscrie la Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Vă rog, doamna Simona. Da. Absolvenții de liceu care au trecut de examenul bacalaureatului sunt așteptați în cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș să se înscrie la câteva facultăți, mă rog, ei optează pentru facultatea și specializarea dorită și anume aș enumera în primul rând Facultatea de Științe Economice cu cele două specializări, cu tradiție deja la Satu Mare, marketing și contabilitate și informatică de gestiune. Durata acestor specializări este de 3 ani, cursurile durează 3 ani. După aceea, Facultatea de Științe ale Naturii, Inginerie și Informatică, cu trei specializări, și anume Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism, care durează 4 ani, Ecologie și Protecția Mediului și Geografia Turismului. De asemenea, în cadrul Facultății de Științe Umaniste, Politice și Administrative, specializarea pe care o promovăm și la care invităm absolvenții să se înscrie este Relații Internaționale și Studii Europene. Nu în ultimul rând, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Educație Fizică și Sport își așteaptă, mă rog, absolvenții de liceu, cei care doresc să urmeze profesii în domeniu, la specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. Da, vă rog, domnule prorector Gabriel Adelean, dacă doriți să face aduceți completări. Câteva da? Mențiuni generale da. Referitor la aceste specializări. 1. Deci necesitatea diplomei de bacalaureat. Pentru că au fost discuții că la unele universități s-ar primi fără diplomă de bacalaureat. Nu este un adevăr lucrul ăsta, pentru că nimeni nu primește fără diplomă de bacalaureat. Eventual, dacă ordonanța de urgență privind modificarea legii învățământului va fi în ordine, vom putea înființa și suntem pregătiți să înființăm colegii universitare la care se pot pregăti tinerii și fără bacalaureat, deci pot intra și fără bacalaureat, și care în momentul încheierii bacalaureatului pot să treacă în anul al doilea în învățământul superior prin echivalare. Dar acest lucru încă nu este pe deplin lămurit, cel puțin din informațiile pe care le avem până în momentul acesta. Și al doilea aspect, să precizăm că toate aceste specializări sunt specializări legale, adică toate sunt aprobate
de Ministerul Educației Naționale. Toate au trecut prin forme de aracis, cele care trebuiau să treacă, adică prin acele foruri de științifice de evaluare a formelor de specializare, de apreciere a condițiilor, a calității pe care o putem oferi. Deci acest aspect care se mai încearcă unii, dacă este autorizat, dacă este acreditat, dacă este legal și așa mai departe, aceste aspecte nu ne aparțin. Și în al doilea rând, sigur că Ministerul Învățământului stă la dispoziție să informeze în caz de neclarități dacă o formă sau alta este în ordine. Dar noi vă asigurăm că toate aceste forme funcționează într-un cadru legal potrivit legii învățământului și potrivit prevederilor Ministerului și a instituțiilor care ne monitorizează și ne evaluează. Și trebuie să mai precizăm, nu, domnule prorector, stimați invitați, faptul că aceste diplome sunt apreciate în țările membre ale Uniunii Europene, chiar și în străinătate, nu, domnule prorector? Da, este prorector, o foarte bună să precizăm, completare, da. Pentru că toate acele specializări care sunt legale, funcționează legal, au, se încheie cu diplomă de finalizare, cu diploma de încheiere a cursurilor, de absolvire, care poartă egida Ministerului Educației. Deci, la fel, diplomele acestea sunt asemănătoare pentru toate facultățile, universitățile care au, promovează aceste cursuri. Ele, în același timp, fiind apreciate prin credite transferabile, dau posibilitatea studenților, chiar în timpul școlarizării, să treacă de la universitatea noastră la alta sau invers, să vină alții la noi și inclusiv să treacă într-o altă țară, dacă doresc să-și termine, continue studiile acolo. Deci iată că diploma este recunoscută în Uniunea Europeană, dar aș spune ceva mai mult, diploma aceasta este și acoperită cu competențele, cu cunoștințele, cu pricepele de prindere de care au nevoie absolventul de studii din specializarea respectivă și lucrul acesta l-am constatat atât în județ cât și în afara județului, venind în contact cu persoane care stau în preajma sau au în subordine absolvenții universității noastre și care au dat calificative foarte bune acestora privind încadrarea în muncă și desfășurarea activității potrivit fișei postului. Trebuie să mai precizăm faptul că aceste diplome cu acoperire, cum spunea domnul prorector Gavril Ardelean, în sensul că absolvenții sunt pregătiți atât din punct de vedere teoretic cât și practic, aceste diplome și specializările aferente sunt armonizate cu cererea existentă pe piață, stimați telespectatori, cerere de locuri de muncă până la urmă, pentru că știți foarte bine, una din marile probleme ale tinerilor noștri este aceea de a găsi un loc de muncă după absolvirea unei facultăți sau unei specializări. În continuare vom afla detalii, informații despre Facultatea de Științe Economice, stimați telespectatori, a Universității de Vest Vasile Goldiș, având în vedere faptul că există o cerere extrem de mare pe piața forței de muncă în ceea ce privește economiștii, contabili și așa mai departe. Am să-l rog pe domnul conferențiar universitar dr. Mircea Teodoru, în calitate de prodecan al Facultății de Științe Economice, să ne furnizeze informațiile în detaliu referitoare la specializările la care se pot înscrie absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat. Vă rog, domnule prodecan Mircea Teodoru. Așa cum s-a amintit, Facultatea de Științe Economice a Universității de Vest Vasile Goldiș Arad vine în întâmpinarea dorinței absolvenților de liceu în continuarea studiilor lor cu cele două specializări tradiționale, marketing și respectiv contabilitate și informatică de gestiune. Acestea sunt două specializări acreditate
Asta înseamnă că au trecut prin niște procese destul de severe și minuțioase de control și evaluare din partea Agenției Române de Evaluare a Învățământului Superior, binecunoscutul ARACIS. Într-o primă fază, la înființarea lor, au fost autorizate, deci s-a făcut controlul și vizita pentru a fi autorizate, iar ulterior, dovedindu-și viabilitatea, sigur că a urmat următoarea fază și cea mai importantă, aceea a acreditării. Și aș menționa aici cel puțin două condiții pentru ca o specializare să fie acreditată, și anume să aibă, una dintre condiții este aceea să aibă cel puțin 3 promoții de absolvenți, și cea de-a doua, poate și mai importantă, ca dintre acești absolvenți, un procent destul de important, 40-50%, să-și găsească locuri de muncă în domeniul profilului absolvit. Și cu bucurie și satisfacție pot să spun că această, din urmă, condiție a fost cu brio îndeplinită la toate, mă rog, controlele, verificările și evaluările făcute la cele două specializări ale noastre. Durata studiilor în cazul ambelor specializări economice este de 3 ani. În primul an și jumătate, deci pe parcurs a 3 semestre, există o programă universitară comună, deci așa zisul trunc comun, în care se dobândesc cunoștințele de bază din domeniul microeconomiei, macroeconomiei, statisticii, matematicii, marketingului, contabilității, finanțelor, studiului mărfurilor și informaticii. Apoi, începând cu semestrul 2 a celui de-al doilea an, sigur, programele încep să se diferențieze pe discipline strict de specialitate. Aș menționa în cazul marketingului unele discipline, cum ar fi cercetările de marketing, studiul comportamentului consumatorului, marketingul micilor afaceri, marketingul direct, tehnicile promoționale, managementul comercial. Iar în ceea ce privește specializarea de contabilitate și informatică de gestiune, disciplinele strict de specialitate care se studiază sunt contabilitatea de gestiune, contabilitatea bancară, bugetul și trezoreria, control financiar, audit financiar. Deci, o pregătire complexă atât pentru viitorii specialiști economici din domeniul marketingului, cât și pentru cei din domeniul contabilității, finanțelor și activităților din domeniul bancar. Vreau să subliniez, ca fiind deosebit de importantă și, bineînțeles, necesară, practica în producție sau, mă rog, activitatea practică care are loc la sfârșitul celui de-al doilea an, cu o durată de 3 săptămâni și, sigur, dat fiind cele două profile, sigur că studenții noștri își pot găsi locuri, firme, instituții, mă rog, în general entități economice, unde pot să practice și să facă, să se familiarizeze, sigur, și din punct de vedere practic cu problemele de marketing, de contabilitate și de finanțe. Chiar și înainte, mă iertați, domnule, da, decan, da. Vicea Teodoru, chiar și înainte de absolvire, nu, ei pot să lucreze în domeniile economice respective. Sigur, dacă sunt angajați, pot să lucreze, atunci, sau avem multe cazuri când ei, da, deja lucrează și sigur că la noi, sigur, dobândesc competențele și aptitudinile necesare ca mai apoi să poată fi promovați pe posturi conform specializării absolvite și bineînțeles, a faptului că devin licenția. Sigur că noi încheiem și contracte cu diverse instituții, diverse firme, unde, sigur, pot să facă practică mai mulți studenți sau mergem și pe o formulă mai lejeră în care fiecare dintre studenți, dacă are vreo dorință sau vreo preferință sau vreo plecare spre un anumit domeniu economic sau altul, deci poate să-și aleagă locul, firma unde dorește să facă practică. Aș mai menționa și faptul și așa numitele mobilități internaționale, atât în cazul profesorilor cât și a studenților. Asta ce înseamnă în cazul profesorilor că pot să predea sau să facă un schimb de experiență cu alte universități din Europa, iar în ceea ce îi privește pe studenți, sigur pe cei mai merituoși,
mai ales prin sistemul burselor Erasmus, pot un semestru să-l parcurgă și să studieze la universitate cu care noi avem acorduri. Ce aș mai vrea să menționez, sunt foarte importante planul, deci în elaborarea planurilor de învățământ este foarte important să menționez și competențele pe care le dobândește viitorul absolvent, viitorul licențiat. Sigur, în domeniul marketingului se dobândesc competențe în privința studierii mediului de marketing, al, mă rog, componentelor pieței, cerere, ofertă, concurență, competențe în domeniul studiului comportamentului consumatorilor, al conducerii departamentelor și activității de marketing, în general și activităților de management. În ceea ce îi privește pe cei absolvenții de la contabilitate, sigur, ei dobândesc competențe privind realizarea de înregistrare a tuturor operațiilor economice, sigur, din punct de vedere contabil, competențe privind întocmirea de rapoarte financiar, contabile și fiscale, nu mai vorbesc de capacitatea de a calcula și a analiza indicatorii economico-financiari, care știm că sunt tabloul de bord al oricărei activități, și, bineînțeles, și dobândirea capacităților de a stăpâni metodele și tehnicile de control financiar contabil. Sigur, la finalizarea studiilor, aceștia primesc o diplomă de licențiat în economie, în specializarea respectivă, sau, mai simplu zis, ei devin economiști. Domnule prodecan Mircea Teodoru, stimați telespectatori, stimați administratori de firme, oameni de afaceri, ați remarcat un lucru extraordinar, ceea ce se întâmplă și în Occident. Există patroni administratori de firme care sunt interesați să ia legătura cu universitățile, cu facultățile, cum bine a spus și dumneavoastră, pentru a pregăti oameni în anumite specializări, pentru ca dumnealor să aibă siguranța că lângă ei se află niște profesioniști care pot să-i ajute în demersurile pe care ei le fac în vederea prosperității firmei respective. Vă rog, domnule prorector Gavril Ardelean, dacă la acest capitol aveți informații suplimentare. Nu, sunt abordate pe larg toate aceste aspecte. Eu aș prefera să mă ocup... Să vorbim despre Facultatea de Științe ale Naturii și, da, desigur, Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative, care de asemenea este în actualitate, sau sunt cele două facultăți cu specializările aferente în actualitate. Da, deci, în primul rând, Facultatea de Științe ale Naturii ne oferă o paletă destul de largă de specializări și m-aș opri la cele trei care vor funcționa și în acest an, pentru că a funcționat și în anii anteriori, la Satu Mare sau în nord-vestul României. În primul rând, specializarea numită inginerie și management în alimentație publică și agroturism. Ați observat că are o durată mai lungă, 4 ani, pentru că, de fapt, aici studentul se pregătește în două domenii, în cel tehnic, adică ingineria din acest domeniu, și în cel de conducere, deci managementul din domeniu. Și de aceea, sigur că numărul disciplinilor este mult mai mare și, prin urmare, este nevoie de o durată mai lungă de timp. Aș menționa că această specializare dă posibilitatea unor persoane care deja lucrează în alimentație publică, în industria alimentară, în agroturism și care nu are studiile necesare, să vină să-și completeze studiile, dar în același timp există și posibilitatea, șansa noilor absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat să poată să se înscrie la această specializare. Menționez și eu, ca și colegul meu, că la această specializare punem un accent deosebit de mare pe pregătirea practică și avem în acest sens protocoale de colaborare cu unități care procesează produse alimentare și care
în județul Satu Mare sunt destul de numeroase și, prin urmare, absolvenții noștri de la această specializare au șanse foarte mari ca la încheierea studiilor să-și găsească cu ușurință un loc de muncă, chiar un loc de muncă bine plătit. În cea de-a doua specializare, ecologia și protecția mediului, ați remarcat câtă atenție se dă de către Uniunea Europeană acestui domeniu, și anume de a ocroti natura, de a o valorifica, dar în condițiile în care ea să poată regenera resursele naturale de care are nevoie omenirea, atât pentru alimentația populației, pentru hrana populației, cât și pentru furajarea animalelor sau chiar ca și materii prime. De aceea, cei care sunt atrași de acest domeniu foarte interesant au la dispoziție specializarea numită Ecologie și Protecția Mediului, pentru că se predau două categorii de discipline. Unele sunt științele ecologice, cele care stabilesc regulile, principiile după care se realizează producția în sistemele naturale, și cel de-al doilea domeniu, protecția mediului, adică în stabilirea modalităților prin care societatea, prin specialiștii ei, și între aceștia se vor găsi și cei care vor merge la ecologie și protecția mediului, vor asigura conservarea și protejarea naturii. Știm că fără acest lucru nu vom putea avea o producție bună și nu ne vom putea asigura resursele naturale de care avem atâta nevoie. Tot așa, o specializare apropiată din domeniul științelor naturii este geografia turismului. Iată un domeniu care îmbină două aspecte, aceea de a avea cât mai importante cunoștințe de geografie, atât fizică cât și economică, pentru ca pe baza lor să putem găsi formule de dezvoltare durabilă a unor regiuni, a unor localități sau a întregii țări, cât și turismul, un domeniu care câștigă tot mai mult teren pe măsură ce se dezvoltă și baza turistică a României, pe măsură ce apar o serie de unități de turism de la nivelul hotelurilor, motelurilor și a agroturismului. Da, în general. Deci și în județul Satu Mare credem că această specializare este de viitor și că după terminarea studiilor de 3 ani să găsească foarte multe locuri de muncă, inclusiv în aceea de a pregăti mobilități sau deplasări a celor interesați în alte colțuri ale lumii. Să mai amintim că ecologia, dar și turismul au posibilități de a pregăti studenții aceste specializări prin faptul că ei sunt deplasați în teren pentru a cunoaște natura, resursele sale, nevoile de dezvoltare și de evaluare a acestora. Cât privește Facultatea de Științe Umaniste, ea oferă în continuare o specializare pe care de asemenea am avut-o, tot cu durata de 3 ani, specializare numită Relații Internaționale și Studii Europene. Este, să zicem, o specializare mai elitistă, în sensul că pregătește... Mai elevată. Elevată. Deci pregătește tineri care au posibilități de a se implica în activități care privesc comerțul exterior, care privesc problemele administrației europene, a instituțiilor europene în general, și în care sens unii tineri, chiar din cei pe care care au deja diplomă de la această specializare, de la filiala noastră, au și intrat
în structuri, inclusiv la nivel european. Deci, un domeniu foarte interesant și care și la încheierea studiilor le vor da foarte multe satisfacții în practicarea profesiei de a fi diplomat în relații internaționale. De altfel, avem și absolvenți, nu, domnule prorector, care deja lucrează la Uniunea Europeană, în spațiul acesta extrem de dorit de cei care au terminat această facultate de științe umaniste, politice și administrative. Mai avem aproximativ 10 minute din această emisiune. Am să rog pe doamna lector dr. Simona Macare să ne vorbească puțin despre științele educației, pentru că avem absolvenți de liceu care preferă și acest domeniu. Vă rog, doamna Simona. Vreau că mulți absolvenți de liceu preferă acest domeniu, această specializare, mai ales fetele, preferă specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Educație Fizică și Sport. O specializare care durează, sau cursurile sunt stabilite pe parcursul a 3 ani la învățământ de zi. Disciplinele care se studiază în cadrul acestei specializări la început sunt din domeniul pedagogiei, psihologiei, sociologiei. După aceea, la mijloc, să spunem așa, în anul 2 se studiază foarte multe ramuri pedagogice, deci intrăm pe specializări stricte, cum este, de pildă, pedagogia învățământului primar, pedagogia învățământului preșcolar. La final, să spunem, în anul 3, se abordează multe discipline metodice, metodica predării, aritmeticii, istoriei, geografiei, etc., în așa fel încât, îmbinând aceste cunoștințe teoretice ale pe care le asimilează studenții cu practica pedagogică care se efectuează pe parcursul în tuturor celor 3 ani, atât în învățământul preșcolar, cât și în învățământul primar, reușim să, mă rog, să dezvoltăm, să spunem, niște priceperi, deprinderi necesare exercitării profesiei didactice. Da, vă mulțumesc, domnule prodecan, având în vedere faptul că timpul alocat acestei emisiuni se apropie de final, v-am rugat să furnizați telespectatorilor noștri câteva informații referitoare la studiile post-liceale și apoi facilitățile care se acordă tuturor acelora care se înscriu la una din specializări și, desigur, aturile Universității de Vest Vasile Goldiș. Da, cam puțin să face un pic de confuzie, că eu fiind prorector, tot domnule prorector, da, mă prodecan, și atunci mă gândeam la domnul Mircea Teodoru, da. Da. Ce aș vrea să spun, că este perioada în care se fac înscrieri și pentru masterate. Spuneam, după absolvirea unei specializări cu nivel de licență, tinerii se pot înscrie la noi la următoarele specializări. Masterale. Masterale, da. Marketing și managementul firmei, audit și expertiză contabilă, evaluarea politicilor și programelor publice, management educațional și psihologie clinică. De altfel, cei interesați pot găsi toată oferta aceasta, începând de luni și pe mass media, dar și la sediul universității noastre, cu durata de 4 semestre și, așa cum am spus, în finalizare se susține examenul de disertație cu acordarea unei diplome de masterat care asigură la aprofundarea pregătirii într-un anumit domeniu. Aș mai menționa că durata de înscriere, perioada de înscriere, mai bine zis, este din prezent până în 27 septembrie, deci cu câteva zile înainte
de începere a anului universitar, la 1 octombrie. Să mai precizez că înscrierile se fac la sediul nou a universității, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 7, unde există un program foarte extins de înscriere, de la ora 8 dimineață până la ora 18 seara, inclusiv și sâmbătă. Aș vrea să precizez apoi că nu există taxă de înscriere, se achită doar taxa de studiu, care este o taxă, așa cum se știe, cea mai mică, s-a mai și menționat în presă lucrul ăsta, din această parte a țării, o taxă care poate fi achitată cu oarecare ușurință de către cei interesați și că oferim o serie de facilități, între care inclusiv achitarea taxei în mai multe rate și de asemenea foarte multe alte facilități de reducere a procentului de taxă de studiu prin îndeplinirea anumitor condiții, între care aș aminti persoanele cu handicap, copii orfani de ambii părinți sunt școlarizați gratuit, o serie de absolvenții din învățământul nostru la continuarea studiilor au o reducere bunoară la de 25% la masterate și sigur și alte reduceri și fără îndoială cei care au absolvit bacalaureatul cu media peste 8,50, iarăși de asemenea în primul semestru vor fi pregătiți în mod în condiții de gratuitate. Aș mai menționa că Universitatea Goldiș are o serie de aturi în privința pregătirii studenților, aturi care dau șanse mai mari de pregătire temeinică a studenților și apoi a pregătirii pentru profesie a absolvenților. Și în acestea aș aminti doar faptul că dispunem de o bază materială deosebită cu cabinete, laboratoare de specialitate pentru toate specializările de care avem nevoie, că dispunem de cadre proprii de la asistent la profesor universitar aici la filială, nu cadre care vin din altă parte și care încearcă să predea între două trenuri, deci să desfășoare activitate de navetist, cadre care se preocupă foarte temeinic de pregătirea zi de zi a studenților, că universitatea, filiala de aici, oferă condiții de viață studențească prin afirmarea lor atât profesională, în pregătirea prin cercetare, cât și prin activitățile specifice studențești, culturale, spirituale sau sportive. Bineînțeles, realizăm o activitate de cercetare care nu o au alții în zona aceasta, de cercetare științifică, prin proiectele pe care le-am câștigat și le avem și acum în desfășurare și care dă posibilitate studenților să se pregătească și ca și cercetători în viitor. Sigur, aceasta le aduce iarăși șanse sporite în afirmarea, în profesie. Sigur că nu este timpul să prelungim aceste facilități, ature ale universității. Cred că cei interesați au înțeles destul de bine că avem o ofertă generoasă, că încercăm să realizăm un învățământ în condițiile unui efort din partea financiar, din partea familiilor mai reduse, dar cu un efort deosebit din partea cadrelor în pregătirea tinerilor. Deci a veni la Universitatea Goldiș înseamnă o șansă în a se afirma în final, în a promova în carieră la nivele foarte înalte. Fără îndoială că Universitatea de Vest Vasile Goldiș este în același timp și o instituție care colaborează cu toate organele administrației locale,
cele administrative, cele culturale sau sportive și așa mai departe, și este implicată, deci, în viața municipiului și județului Satu Mare. Este, iată, încă o latură care arată că Universitatea Goldiș este o universitate serioasă și responsabilă de soarta acestor tineri în vederea pregătirilor pentru viață. Domnule prorector Gavril Ardelean, stimați invitați, stimați telespectatori, în finalul emisiunii aș dori să vă întreb dacă la masterat se pot înscrie și absolvenți de facultate care n-au neapărat același profil cu masteratul pe care ar dori să-l urmeze. Da, iar a doua întrebare, să nu vă mai pun încă o întrebare, câteva elemente legate de școala pozițială, pentru că vom avea și absolvenți de liceu care probabil nu vor lua bacalaureatul, așadar, din acest punct de vedere, să le spune deci, ce dată ei se pot înscrie la școala pozițială Goldiș. Deci, dar cu masteratele să vedem. Se pot înscrie și de la alte specializări și totodată se pot înscrie absolvenți și de la alte facultăți sau universități. Cât privește școala pozițială, doar atât am doresc să menționăm, că înscrierile se fac până prin 12 septembrie, tot pe strada Ștefan cel Mare, numărul 7, cu și fără diplomă de bacalaureat. Prima generație a și susținut examenul de absolvire. Prima promoție. Toți au reușit și cu rezultate deosebit de bune, atât la pregătirea practică, cât și la cea teoretică. Menționez, ca să nu existe tot felul de insinuări venite de la alții care doresc să discrediteze o instituție deosebit de serioasă, că școala noastră funcționează pe baze legale, că ea dispune, a fost evaluată de ARACIP și, prin urmare, își desfășoară activitatea în cele mai bune condiții, că diploma pe care o obține este egală cu diploma de la celelalte școli post-liceale, inclusiv de la școlile de stat, având același antet al Ministerului, și că, în același timp, diploma are acoperire, vă asigur, mult mai mare ca și de la alte unități de învățământ, chiar din municipiul Satu Mare. Prin urmare, noi considerăm că tinerii care doresc să aibă o pregătire temeinică și care se gândesc nu doar să aibă o diplomă, ci să și poată folosi această diplomă, să o valorifice în viitoarea profesie, trebuie, sau mă rog, au șansele cele mai mari înscriindu-se la școala post-liceală din Satu Mare, de la Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Aș mai, dacă îmi permiteți, încă un rând, avem o categorie de specializări noi, și anume programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, învățământ cu frecvență, aprobat de Ministerul Educației pentru prima dată la Satu Mare, pentru specializări de marketing în turism și servicii, cu durata de 200 de ore, deci un semestru, la fel cu un semestru marketingul vânzărilor, a treia specializare, marketingul și managementul operațiilor logistice, a patra specializare, contabilitatea și fiscalitatea firmei. În urma promovării acestor cursuri de un semestru, aproximativ cu durata de 200-220 de ore, se obține, se creează, se dezvoltă competențe. Deci nu se califică, calificarea trebuie să existe, iar cel care este calificat și o completare a studiilor, va completa și va asigura la un nivel mai înalt competențele. Și în urma acesteia va obține în final, în urma susținerii examenului final, un certificat de competență profesională în domeniile pe care le-am amintit. La fel cum se întâmplă și în medicină, nu? În toate sunt domeniile. Competențe și diferite, deci, domenii. Și această specializare, pentru această specializare, îmi facem înscrieri din momentul acesta până în 27 septembrie,
când ne pregătim de deschiderea anului universitar. Da, vă mulțumesc, domnule prorector Gavril Ardelean, domnule lector Simona Macarie, domnule conferențiar universitar dr. Mircea Teodoru, pentru aceste informații, stimați telespectatorii. Cred că atât dumneavoastră, părinții, bunicii, dar și absolvenții de liceu, dar și oamenii de afaceri trebuie să studieze această ofertă a Universității de Vest Vasile Goldiș, aici la Satul Mare, pe strada Ștefan cel Mare, la numărul 7, la sediul nou al Universității de Vest Vasile Goldiș, arat filiala Satul Mare, unde dumneavoastră, de la Centrul de Înscriere și Documentare, puteți afla informații suplimentare. Iată, avem o universitate puternică, o ofertă adaptată cererii existentă pe piață și dumneavoastră nu trebuie decât să mergeți să aflați informații suplimentare și să vă documentați. Pentru că totuși începe să funcționeze acel proverb: cine are carte, are parte. Altfel ne papă concurența. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară minunată, mult succes tuturor absolvenților de liceu. O seară minunată!